be jaunų štai dakavoje, samcitsku neuose, da. Eka šešinį kresk tu ješt, į diferidį šešinį kredik mama ta, kad tu ješt, ši mama ta šešinį kredik tu ješt, į komplet diferidį šešinį kredik femėja ta, kad tu ješt, ori un prietinu A, ori prietinu B, ori prietinu C, fiecare persoană cu care tu interacționezi, creează o imagine despre tine diferită unul de altul și diferită de tine, da? Ți-ți pare că, oi, blea, asta e persoana mea, eu sunt așa, eu sunt true, blea, eu sunt true. Vapșe, băi, huneaua asta de true, asta așa un bred, băi, pizdez, prostă. Eu urez de-am huneaua asta de true, ăsta de-am, prostă. E nereală, prostă, să-și true, dacă să-și true, trebuie să-ți joci în pisoșniță, tătă viața, înțelegi, dacă vrei și cu adevărat true. True asta e hunea, true trebuie să-și tu trebuie întâi să descoperi cine ești tu, tu trebuie să descoperi cine e adevărata identitatea ta naturală, identitatea ta pură, identitatea ta veșnică, înțelegi? Veșnică, infinită. E că atunci când tu ai descoperi identitatea ta infinită, atunci tu nu mai poți înșeci și poate și true la identitatea asta. Dar până atunci, noi suntem niște proști, noi avem identități de astea iluzorii, bullshitorii, vă zic, bă, niște bullshituri avem noi, niște vis avem, coroce. Și noi credem într-un zis, noi, eu stru, eu dacă am zis, eu așa îmi fac. Serios, bă, dacă s-o schimba circumstanțele, tot așa îi se face ca un prost orice, bă. Bă, trebuie să fii dinamic, trebuie să fii adaptabil, trebuie să poți schimbi persoanele astea păstăiană. Să știi cu omul și într-un fel, bă, eu nu pot să știu cu fiecare om la fel, înțelegi? Eu cu mama sunt într-un fel, cu tata sunt într-un fel, cu fratele sunt într-un fel, cu un om care m-a pășit în mine undeva și eu, în business undeva, el la mine ne-a furat inventarul meu, blea, eu sunt într-un fel, caroce, cu musări eu sunt în alt fel, caroce, eu sunt feluri diferite. Noi trebuie să încetăm, să ne imaginăm noi că suntem la fel, suntem true și noi suntem aceiași pastene. Asta e un bret foarte mare, prostă. Eu nu știu dacă voi vă dați seama, caroce, și dacă simte asta din maleavele mele, dar eu sunt o mitralieră, așa îmi pare nie, în caz. Eu vă spun, de asta vă spun că identitățile care noi credem că suntem, sunt diferite. Ops, trebuie să ies de grab pe freeway. Vezi, eu sunt așa un baller că filmez cu un iPhone 8. iPhone 8 Plus, vreodea. Și mai am, și mă uit la navigație la un iPhone 6 Plus și mai am, că aici mai am încă două navigații în partea asta. Trebuie să văd că peste 6 mile trebuie să fac la dreapta pe 14 și am să ies pe freeway ăsta 5 care duce până în Sacramento. Și ați fi o lecție mai liber trafic, ca să fie mai pitoresc, ca să merg pe la palile munților, de-amă. După cum vedeți, am ieșit din Los Angeles, de asta mașini sunt mai puține pe stradă. Oamenii ați fi o lecție mai respectuoși, când mă apropie de munți încolo, și mai interesant, caroce. Ați vedeți și voi că ploaia, după cum vedeți, o terminat, tot să mergem așa, poate să înseninez o leacă. Ați vedeți și voi transformările este de timp, de trafic, poate de peisaj, de pe îmbrăjuri, caroce. Am și vă spunem eu vouă, mi-mi pare că eu sunt mitralier, voi simțiți, eu nu pot să mă opresc să vorbesc. Eu când vorbesc cu voi, la mine gândul e înaintea cuvintelor, la mine cuvintele tramazesc prostă, îți dai seama, eu gândesc deja fraza următoare, dar vă spun vă o frază precedentă, eu nu am răbdare prostă, înțelegi, eu sunt așa, în viață eu sunt nerăbdător prostă. Dar oamenii de pe împrejur îmi spun, blea, tu ai pizdești de multă răbdare. I'm faking it, pățani, eu simulez huneaua asta, cum, eu sunt fake, înțelegi, în sensul ăsta. Eu fake răbdarea prostă. Și că știi, e că eu fac asta de-am faking răbdarea asta de-am de 10 de ani. Tot viața mea eu prostă faking răbdarea asta. Pentru că eu sunt așa un om nerăbdător prostă. Eu sunt așa de anxious. Folosesc ori cuvinte în engleză foarte des. Îmi pare rău, dar eu în America de 11 ani sunt oameni care se duc în Italia la zarăbăt pe 3 luni și se întorc înapoi, ceau, ragață și nu mai vorbesc în română, lor le vine greu, dar eu de 11 ani totuși aici și eu nu am mulți prieteni care vorbesc în română, eu nu lucrez pentru, că sunt mulți oameni care vin în America și lucrează pentru ruși, lucrează pentru moldoveni, caroce, și comunic și interacționează foarte mult cu moldoveni, eu n-am fișca asta, toată pădruga mea e moldovancă și cu dânsa vorbesc moldovenește, mă scriu cu dânsa în engleză destul de des, vă spun vouă. Anume în scris, caroce, parcă îmi vine nimeni ușor de să mă exprime. E ca și interesant și nu m-am gândit despre asta și episodul. Dar vă spun, nici nu știu despre ce episod. Prostă vorbesc așa niște casturi, caroce, și să povestesc despre diferite teme, să sar de pe una pe alta. Unul ne-a zis, nu sări de pe o temă pe alta, că e greu să urmărești. E greu să urmărești, nu urmări. Așa de interesant pizdez, bă. E pe că eu am să spun vouă, la Adam Carolla era așa o funea, caroce. El spune că, băi, nu-mi pasă. Eu m-am mai spus, dacă tu ești
om de cel care îi place de foc la casă, de, sunt oameni care au așa o boală, incineratorul, nu știu cum se numește el în română, căroce, dar lor ia o boală, lor îi place de foc, căroce, se vadă cum ard, casă, păduri, blea, hunele de este, căroce. E pe el spune că nu-mi pasă dacă tu ești un incinerator de șeală, atâta timp că tu nu dai foc la nică. Tu înăuntru tău poți și incinerator, tu poți și un rapist înăuntru tău, dacă tu nu violezi nimic și asta nu vine în acțiuni, it's ok, it's alright, fake it, căroce. Ești simulează huneaua asta, căroce, și nu pășești. E că eu răbdare asta tot am simulat odată viața mea și eu vreau să spun că asta tot și eu o lecție care pentru mine m-a ajutat în viață, voi știți? Până la urmă, uite, în gând se întâmplă una la noi. La noi în gânduri se întâmplă foarte multe. Eu cred că la noi iadul și raiul se află în gândul nostru. Și felul în care noi aducem raiul și iadul pe pământ, asta se coșeie că noi gândurile le punem în acțiuni. Fie cu gura noastră, noi mișcăm. Căroce, din moment și tu acționezi, la mine așa, la mine foarte simplu se întâmplă, pentru că eu trebuie să reduc teoriile mele la bituri, înțelegi? La niște bituri indivizibile. Teoriile mele, pentru mine, singur pentru mine, trebuie să lucreze la cel mai mic detaliu, într-un fel. Vreau, este cu tufa, trebuie să o fută înapoi din banda asta. Și ne va auziți acolo, că if you're driving 65 in the carpool lane, get out of my way, get out of my way. Era așa un cântec, da? Ладно, și că eu vă spun că eu sunt foarte nerăbdător. Eu cum am apucat de un task, eu abia aștept să-l termin task-ul și să-și trec la următorul task. Asta e și, cum se numește, blessing și curse, căroce. Asta e și o... Stați-ule acasă, trebuia să aveți răbdare cu mine când încep eu să traduc, căroce, cuvintele astea pentru cei care nu știu limba engleză. Asta e și o povară și o blessing, cum e. Пиздец, короче. Вот так у меня blessing, да, цинцелес, короче. Антоним лаповары в вяце, да. Еще ва бун, короче, умбини, короче. Еще бини шерел, короче, в вяце. Ше я у него рям нечто таскер, который тут студии формуасиш, парк бини, парк мы релаксез, да, бля, яка ну пот, яка ну пот, я геш теп стремини релакс, уж сма пук, где урматору таск мэди парты. Я ер борбем ком приятен, вы штиц, Eu e cam e data de 14 octombrie. Eu la 14 octombrie deja, nu, de fapt, eu cam pe data de 12 octombrie, eu am făcut toți banii care trebuie să-i fac octombrie, în octombrie. De-am. Eu pot să-mi plătesc toate facturile, toate datoriile, pot să le achit, căroce, că restul de octombrie pot să bag pula și nu fac nimic, nu, pot să nu fac nimic, căroce. Stau de ziua în față la televizor, smut la filme, căroce, ori să obelez, smut la pleaj, căroce, să not, căroce, hunii de astea. Ops, e că aici trebuie să fie. 14. Așa, și că pe 14 să huierim noi pe haiu, este mult și genie, căroce, este și munță aici pe împrejur. Trebuie și eu atent, prosto mențe să nu mă vadă cu telefonul ăsta, mână așa și tăță e bis. Știu că cineva ne sugerați să găsați vreun mount, da, spun telefonul ăsta, dar e că eu mount, cum vedeți, am acolo. Și dacă îmi spun mount, om, și-ați vedeți, și-ați vedeți voi cu mount-ul ăsta. E că așa o hunea, căroce, se întâmplă și mă gândesc că nu e tare interesant dacă îți vedeți un colț de plasmas acolo la Lexus ăsta. Și e că eu îi spuneam, băi, aș putea stau eu câteodată luna și nu fac nicio pol, dar nu, băi, nu pot eu, că nu pot, eu nu simt niciun fel de plăcere în asta că nu faci nimic. Și eu simt plăcere, e că eu anume trăiesc atunci când eu fac probleme, eu găsesc niște probleme, niște challenges, înțelegi, îmi găsesc. Și le trec, e că în asta e plăcere, atunci eu trăiesc. Eu dacă nu fac asta, eu nu trăiesc, eu sunt mort, înțelegi? Eu viața sunt irosită, eu dacă stau așa o zi, la mine a dispărut o zi din viață, mi s-a scurtat viața cu o zi, înțelegi? Asta e strașnic pentru mine. Eu dacă mi-am făcut o problemă, eu de pe m-am înscris în Crucea Roșie, de pe da? Săptămâna trecută, ori vreo 200 mâini în urmă, vă spun că cam mult timp așa la dispoziție, tot încerc să găsesc cum aș putea eu să mă ofer la comunitatea mea de pe împrejur. Nu știu ce sens are asta, nu știu care sens are și sens în tătul cuneaua asta. Dar eu știu că am o plăcere făcând asta. Eu știu că eu dacă îmi pun un challenge și eu am să văd că eu m-am înscris în departamentul ăsta la Crucea Roșie care se ocupă de eliberarea dezastru, de ajutorul cu dezastru, dacă nu există dezastru pe undeva, calamități naturale, căroce, apoi eu am să fac parte din echipele astea care se duc să ajute, să scoată oamenii, căroce, ați înțeles, cu dezastrul care se ocupă. Că pe data de 26 ori 27 octombrie am prima orientation, prima lecție într-un fel, unde trebuie să mă duc și încep să-mi fac instructajul, căroce. Sunt tot de excited eu de huneaua asta.
Îmi place, care să fac tema asta și, bă, de ce am început eu să spun, știi, vă spun, îmi pun challenge-uri, căroce. E ca cu maratonul ăsta, bă, n-are niciun sens de ce eu trebuie să fac maratonul ăsta, serios, n-am niciun motiv. Eu atunci când, un an în urmă, când m-am suit pe elliptical, pe elliptical mașină, eu nu putem întoarce gâtul, eu trecem pe niște stresuri foarte puternice în viață, niște pierderi mari în viață am avut. Și pierderile astea m-am spus, ele m-au adus mine la cei că s-au încleștat prostă mușchii de la spate, la cei care ați avut niște, eu știu că au fost, eu am mai povestit de momentele astea și am văzut un comentariu, mai fost pățani, nu sunt eu unicul debil, au mai fost debil ca mine, care au trecut prin așa niște stresuri puternice în viață, că trapeția la spate, căroci, ies în cleaștă, ai o crampă puternic musculară, la mine crampă a durat jumate de an, vă dați seama, o crampă musculară care durează jumate de an, ea nu te scoate. Și dacă crampa asta musculară e în trapeția de la spate, e atunci toate vertebrele tale din coloana vertebrală, da? Ele strâng peste discuri și peste nervii dintre discuri și asta e o durere insuportabilă prostă. Nu putem să merg la volan normal, nu putem să întorc cap, eu trebuie să întorc capul de la burtă, căroci, la mine de la trunchi, da, de la zona, de la pelvis, căroci. Dacă de acolo eu întorcem capul ca să mă uit într-o parte în altă, înțelegi, așa o durere. Și că prima dată când mă suit eu pe elliptical, ți-am minte, dacă eu aveam durerea asta insuportabilă, eu mă nahui, eu mă suit pe ellipticalul ăsta, că eu nu pot vopșe să mă mișc, căroci. Și că au trecut, eu am crezut că gata, de-am zis, bătrân, vă dați seama, aproape de 40 de ani, mujișii la 40 de ani în Moldova, de-am gata, de-am zis, pe la medici, pe la chizdamese, căroci, de-am, vă spun, am auzit o moldovancă, o femeie bătrână, de-amă, aia are peste 70 de ani, de-amă, o bunic spune că, ei, copiii mei, de-amă, sunt bătrâni, de-amă, au 40 de ani și spuneam, care, băi, what the fuck, ei, care bătrână e la 40 de ani? Pizdeț, e că eu sunt la 36, mai am 4 ani până la 40 de ani, eu mă simt amă cu mult mai ahuien, adică mă simțeam și la 20 de ani și la 25 de ani mă simțeam așa, de ghinicul mă simt amă. Vă dați seama și bred. Eu mă simt amă, e că ultimul an, eu în continuu mă simt într-un progres, mă simt tot mai bine și mai bine mă simt, bleaș. Și mă gândesc că eu la 40 de ani mă simt mai rău, bleaș, decât hui vă znai, că depinde, poate se întâmple multe lucruri, cănește, în viață, nu se știe, dar trendul arată cât e zaibis, căroce. Și că eu vă spun că n-am niciun motiv, căroși, să fac maratonul ăsta decât că e un challenge, că numai de asta trebuie să-l fac. Blea, parcă n-am niciun motiv să-l fac, știu că e foarte greu și, blea, dă să încerc, căroși, să văd ce-a sprânească, să văd și să fail-o. Și eu, atunci, după ce am scăpat eu de durerea de spate, vă spun că am crezut că e ca așa să eu, am crezut că toată viața mă doară. Și că sunt unii oameni care spun, da, am avut o traumă în copilărie, de pe lușa că trauma asta mă urmărește în toată viața. Și că așa sunt eu cu trauma asta, căroce, că așa o hunea. Da, e că eu sunt așa obez, căroce, ce vrei? E că eu sunt obez. Gata, e că asta e o persoană, o identitate de care tu te-ai atașat, fut iară. Și că crezi în identitatea asta ca în bojică. Ori crezi tu în bojică, băi, ori crezi tu în Santa Claus, blea, ori crezi în Tooth Fairy, este așa o hunea, zână care îți ieții dintele, blea, când scade primul dinte. Ca copilul meu, am eu căzut primul dinte vreo 2 săptămâni în urmă, pierdut primul dinte, căroși, de lapte, da? Și odată, m-a întrebat pe mine, tipa, ei, tata, să dau tipa dintele la Tooth Fairy, ori să nu-l dau la Tooth Fairy, știi, că așa o hunea, căroși. E pe că ori scrie zânzâna dintelui, blea, ori în Santa Claus, ori scrie zândrășeie că tu ești o persoană care într-un fel, ori în altul. Da, e că eu sunt așa care îmi place să merg la fotbal, să mă uit. Da, e că eu sunt așa la care nu-mi plac mașinile, oricare identitate care nu ți-ai creat, asta e un bullshit în care tu crezi și el e tot așa un bred, căroci, cum ai crede tu, blea, în Santa Claus. Mă uite care e pricolul. Tare e că posibil că n-am menționat o chestie asta și trebuie să menționez numai decât. Asta deloc nu înseamnă că tu trebuie să te debarasezi permanent de toate. Noi trebuie să ne asumăm personalități de astea. Noi nu putem fără dânsele. Viața asta noastră materială, așa cum suntem noi pe planeta asta, pământ, în forma asta, energia asta, care că noi suntem universul, da? Universul în forma asta în care sunt eu, mă, că în dimă, da? Eu sunt universul în forma asta a mea, căroce. E pe că noi, având forma asta noastră limitată, cu astea noastră 5 receptori ăștia biomecanici care încearcă cumva să intercepteze, da, să înțeleagă lumea asta înconjurătoare, dar vă spun, noi vedem numai a mie parte din spectrul de lumină, da, de pe o spectrul este electromagnetic, noi vedem numai a mie parte de pe o noi avem niște sisteme de prelucrare a mediului înconjurător, de interceptare a mediului înconjurător, ebați și de primitive, ebați, prostă, eu nici nu pot să vă... Tu când începi studiezi prostă și fizica cuantică, și cosmologia, blea, și biologia, și chimia, și toate hunerile, tu îți dai seama cât de limitat, în samă noi suntem ca aparate de,
de interacționare cu lumea înconjurătoare. Noi suntem pizdeți, noi suntem niște muniți prosto, primitive prosto suntem. Și noi, nu că suntem, noi parcă e luat, caroce, un film de pildă care era acolo. Avatar, da? Avatarul acela care pe Blu-ray așa arăta pizdos. Și că e avatarul acela și pune-l în primul televizor care era, dar nu televizor, pune-l primul, încearcă să-l proiectez cu primul proiector care a fost inventat. E că, dar nu, băi, nici nu-ți compară, noi suntem mult mai primitivi decât dacă încercam măcar asta să faci. Tu, naverna, trebuie să iei avatarul și să-l pui pe o plastincă de vinil, căroce, da? Pe o plastincă de vinil. Spui filmul Avatar de pe Blu-ray, să-l copie pe o plastincă de vinil și să-l pui pe primul gramofon, naverna, blea, care a fost inventat și unde se aude numai chita șumuri, blea. E ca așa putem noi să interacționăm, blea, cu lumea înconjurătoare, căroce. Și e ca, având ca tot capacitățile este limitate care le avem, noi trebuie să ne asumăm cachita personalități, persoane de este. Noi trebuie să avem unele persoane. Noi nu putem să interacționăm cu oameni de pe împrejur decât dacă noi ne asumăm o persoană. Dar și important, și eu vă spun voi despre chestia asta, și contează totuși, să știm că ele sunt iluzorii, asta e important, să știm că noi putem să ne debarasăm de dânsele atunci când ele ne cauzează nouă durere, când ele ne cauzează nouă suferință mare. Noi să știm că nu, băi, noi suntem prosto o energie care observă corpul ăsta nostru limitat, vă spun, foarte limitat, care și-a asumat o persoană, da, persoana asta e trigger, da? E cauzată de diferite circumstanțe, e cauzată de genetica lui, de cultura lui, de educația lui, de prejudecățile și superstițiile care le are lui el. Foarte multe lucruri e atașat persoana asta și noi prosto trebuie să fim la curent, în fel, trebuie să fim conștienți de chestia asta. Băi, noi putem să ne debarasăm atunci când iedem în nou în cauzează o durere, ori când noi iedem, vedem că pe împrejurul nostru oamenii suferă din cauza noastră. Noi avem niște dependențe care, de pildă, pe noi poate nu ne afectează negativ, dar pe oamenii de pe împrejur afectează asta negativ. Atunci trebuie să te gândești, ok, înseamnă că eu poate de persoana asta trebuie să calculez rațional, matematic, să te gândești, blea, totuși și nimeni gine să câștige. Mulți oameni de pe împrejur, de pildă, îți beneficiază, ori îți beneficiez eu singur de la persoana asta care ne-am creat-o, în care cred eu, înțelegi? Și tu dacă știi că persoana asta e iluzorie și e trecătoare și tu ai puterea să o schimbi, e pe atunci tu ți-ți mai ușor în viață, înțelegi? Tu spui, băi, ok, înseamnă că eu nu-i trebuiești puțin timp, e că eu am dependențele astea, da? Trec prin lomșile astea, cred că îți durez vreo lună, naverna, lomca mea de alcool, cred că și de iarbă, posibil, îți durez vreo 2 luni, naverna. Și eu știu că în perioada asta, eu trebuie să trec asta o persoană care mă treacă prin dificultățile astea și prin lomșile astea și astea sunt niște procese biochimici care la mine se întâmplă în organism și că transpirația asta, eu foarte tare transpiram și nervozitatea asta care o am eu și răbdarea asta mică care o am eu, asta nu sunt eu, asta sunt procesele firești prin care trece organismul meu, care se află în lipsa substanțelor, în lipsa serotoninii care au fost provocată de iarbă, în lipsa dopaminii, de pildă, în lipsa alcoolului ăsta care în scadenie cum se numesc ele, alcoolul, da, parcă cadeți, parcă răbzi mai mult, nu știu, parcă ești așa mai sociabil, da, barierele astea, parcă psihologice îți cad, da, și tu ești parcă mai rigid așa într-un fel fără dânsele, că eu știu că îmi strec pentru o perioadă când am să fiu mai rigid, oleacă, trebuie să fiu mai atent să interacționez mai puțin cu oamenii, trebuie mai mult să fac efort fizic ca scot atât chestia, pentru că noi tu trebuie să folosești conștiința care o ai tu și trebuie să studiezi foarte mult chestiile astea și trebuie să înveți și să știi cam ce trebuie să faci, cum rațional să procedezi în cazurile astea. Eu știu că eu foarte mult trebuie să mă mișc, foarte mult trebuie să beau lichide, foarte mult amu ca să încurăț organismul. Trebuie să nu iau decizii foarte mari în viață, pentru că deciziile astea poate să fie bazate pe un psihic care amu e mai rigid decât ar trebui să fie, poate o lipsă de serotonin care foarte mult pe mine asta mă afectează, dar eu vă spun, o lipsă de serotonin e ok, băi, asta nu e cea mai mare problemă. Eu tare m-am temut de chestia asta când am serotonin. Da, it's ok, băi. Fericirea e overrated, vă spun eu vouă. Am înțeles eu asta în viață, scouts fericirea, asta e un drum care duce într-un bred, căroce. Pentru mine, cel puțin pentru mine personal, scouts fericire și bucuros și fericit păstăiană. Asta e un blud, înțelegi? Împlinit e ahuienă, să simți. Vă spun, împlinit și diferit de fericit. Pentru că împlinit poți să simți și atunci când ești nefericit. Dacă tu ești nefericit pentru cauză
pentru cauze nobile, pentru cauze corecte, dacă te simți nefericit. De poate că atunci tu poți să simți împlinit și asta e prioritar pentru mine. Mai important să mă simți împlinit decât să mă simți fericit. Așa că asta că eu n-am serotonin, it's ok, pentru că vă spun că serotoninul totuși e un drog, așa pentru mine, într-o oarecare măsură. Ca și dragostea, da? Dragostea, fluturașii ăștia care le simțim la începutul relației. Asta e un drog care e menit să-ți astupi ție judecata ta, că tu să te fuți și să faci copchii mai mulți, caroce, și mergi vorba de când te întâlnești cu cineva și cu fluturaș, caroce. Dragostea vine așa ca un drog și nu mai atrage atenție la coșurile lui, nu mai atrage atenție că e chică mușii de nas, că el miroase urât, caroce. Nu mai atrage atenție la multe lucruri, pentru că corpul tău vrea să fută și el vrea să facă cât mai mult replici de tele, copii de tele. Știu că să faci cât mai multe copii de tele, trebuie să mai închizi ochii la unele adevăruri. Și dacă noi am vedea toate adevărurile și dacă noi am vedea cu adevărat că noi suntem pe o chiatră de asta care zboară prin cosmosul ăsta infinit, înțelegi, cu mii de kilometri pe secundă și sens în tot huneaua asta mare nu ești, noi am apărut așa ca un mușigai așa pe pământul ăsta, dacă tu te gândești la toate hunele astea, cum ai să faci copchii? Cum ai să faci copchii dacă tu știi câte datorii sunt, câte războaie sunt, câte de greu am supraviețuiești, înțelegi, că înainte făceau câte 10 copchii, cât mai aduceau vreo 8 mai mureau pe la război, unul mai murea prin foame, caroce, poate dacă erai norocos, rămâne un copchil care să replice genele tale mai departe, caroce. Dar mă, vezi că situația s-a schimbat un pic, dar pe bun așa, să te gândești foarte rațional, e tare greu să te convingi să ai copii. De asta oamenii care trec peste 40 de ani și nu au avut copii, încă e foarte greu să-ți convingi să facă copii, pentru că nu știu dacă am eu drept să vă spun chestiile astea, dar nu sunt așa de multe motive raționale și obiective de ce ar trebui să ai copil. Sunt unele care sunt foarte puține și poate le sunt foarte importante, înțelegi? Dar așa după cantitativ, naverna, e greu, caroce, poate am să fac alt episod aparte. Nu vreau să mă adâncesc, asta e o temă foarte, foarte complicată și sofisticată. Și eu singur n-am făcut o părere până la urmă așa decisivă la tema asta, așa că mă gândesc să nu speculez pe tema asta. În schimb, am luat banda aici. Of, tak, și vă spuneam eu, și de răbdare, băi, că cu răbdare am și putut să vă povestesc episodul ăsta. Mi-e foarte greu uneori cu oamenii care sunt încet. Și eu cred că asta e o fișcă care eu trebuie să o schimb la mine, pentru că eu prostă turb. Eu turb prostă când văd oamenii încet. Care văd oameni care el... Tu înțelegi? Sunt oameni care el prostă vrea să vorbească, el vrea să-ți spună ceva, dar el nu știe ce să-ți spună. El prostă vrea tu să-i atragi lui atenție și el vrea prostă să-ți povestească ceva. El prostă, lui place ideea că să-ți povestească ceva. E că eu parcă așa aș vrea să-ți povestesc ceva, dar singurul dar n-are și să-ți povestească, înțelegi? El începe istoria, eu mă uit ca Nicole, mala mea uneori așa face. E că vede, înțelegi, unii oameni prostă nu realizează că liniștea totuși e importantă. E ok și în liniște, e ok și tăcut uneori, e ok și în doi de pildă și stășeți. It's ok. Prietenii adevărați împart tășerea în doi foarte ahuienă, văpșe. Prietenii adevărați, voi știți că mere sunt trachiști care mă ascultă pe mine, trachiștii care în pereche lucrează și care într-adevăr s-au împrietenit și ei știu că trebuie să tacă de ahuia, blea, într-a cu șeală, apoi ei știu cum prieteni adevărat și tășerea e ahuienă, înțelegi? Eu liniște, eu relaxare când taci, caroce. Dacă un om care tu ai un disconfort fizic, caroce, și stai cu disconfortul fizic față de oameni, tot am să fac un episod, cred că mai departe mă pe drum. Cu dânsii, parcă pastena vrei să cauți ceva zgrăiește, așa? Vrei, dar și să povestesc, și să mă gândesc, dar și istoria multe acolo în viață, vrei, dar și anecdot să povestesc, că pastena parcă cauți ceva să zici. Băi, cu un om care într-adevăr e aproape, n-ai huneaua asta, tot firesc, nu știu cum se întâmplă, caroce. Și că sunt oameni, eu interacționez uneori cu oameni care eu simt că, băi, nu, de ce tu nu te gândești de te-și spui? Eu sunt cu gândul înaintea frazei, dar tu ești cu fraza înaintea gândului. Tu ești cu două fraze înaintea gândului. Tu înțelegi? La tine gândul e în urmă, tu de mai grit acolo. Tu ai zis acolo un cuvânt, peste un cuvânt, peste un cuvânt, peste un cuvânt, dar în seama de tu nici nu știi unde vrei să ajungi și istorie vrei să povestești tu. Eu n-am răbdare, băi, cu așa oameni. Eu turb. Eu înțeleg că noi nu suntem în epoca și e, dar eu așa aș vrea, ori noi nu suntem ființele cele care aș putea să rezistăm, dar eu aș vrea să-i fut o palmă prostă și asta ok, să nu suferi, să nu rămână urme,
nușcum parcă să nu vii lui rău tare, dar și parcă vreau, nu știu cum, să-i trag o palmă să trezească. Ori strig la dâns tare, paie, că așa se fac, trezește-te, băie, trezește, și vrei spui, oprește-te, scris pe foaie, și vrei, și care-i scop fraze, și care idee vrei să spui, gândește și că scurgă cuvântul ăsta și ideea asta și să-mi spui normal. E că n-am eu răbdare cu oamenii ăștia și tot mai puțin și mai puțin răbdare, și că eu mă gândesc eu că este identitatea asta mea. Și asta e un challenge la mine, cred că e ca următorul challenge de care eu trebuie să mă ocup. Și să găsesc eu, cum a zis un filosof, dacă îți găsești de ce, îți găsești și cum. În engleză, for those who find the why, they always find a way. Înțelegi? Așa e care pot știu cum, apă găsesc o cale palubomă. Așa că eu încerc să găsesc un why cu oamenii ăștia, deși eu ar trebui să-i rept pe dânșii. Și e că când am să înțeleg eu huneaua asta, poate atunci așa schimbi la mine și am și eu lecuță că mai răbdător cu dânșii. Dar poate why-ul ăsta ești așa la că așa e de greu și poate nu există niciun why. Vă spun că foarte multe lucruri în viață am realizat că trebuie să le faci și chiar și atunci când există toate motivele să nu le faci. E că acum e și nice, da? Fii nice atunci când nu ai toate motivele și e pider. E ca înșearcă. Când ai toate motivele și e un pider cu omul ăla. Când ai toate motivele să te răzbuni pe dâns și tu zici că nu, el a meritat și el trebuie să primească lecția, atunci fii nice, atunci dă-i dragoste, atunci iubește-l, căroci. Și ai zis cum ai să te transforme, ai să te transforme în altă identitate, văpșe. Altă identitate ai și, nu identitate, dar entitate ai și altă. Transformările-s pizdești de mari, căroci. 25 de minute. Pași, udași, numai gine, ne vedem în episodul următor.